Bună ziua, bine v-am găsit! Astăzi suntem, nu știu exact data pe care suntem, cer scuze, cred că pe vreo 27 sau 28, nu prea țin cont așa tare în perioada asta de zile. Am văzut că toată lumea pune turte energetice sau cel mai rău caz proteice, dar nu știe să zică de ce pune turte. Am urmărit mulți apicultori și ce fac acești apicultori? Pun turta, de ce pun turta? Că n-au miere, nu e adevărat. Miere au, ori într-o parte, ori în cealaltă, depinde de cum s-a organizat cuibul. Dar a venit perioada asta geroasă, în unele zone. Cel puțin la mine aici e destul de ger, a fost minus 20 de grade vreo câteva nopți. Și înainte de această perioadă, eu ce am făcut? Le-am pus turte energetice. Dar de ce le pui? De ce le pui aceste turte energetice? S-ar putea ca eu zic că mai de multe, de o lună de zile, fiecare colonie să aibă 20-30 de celule cu puiet, să aibă puișori. Iar acești albina din instinctul ei nu o să plece de pe acele celule de puiet, va prefera să moară de foame, iar gerul le va strânge în jurul acelui puiet, astfel contactul cu mierea se va micșora, fiindcă ghemul se strânge foarte tare, contactul cu mâncarea se va micșora și va risca să moară de foame exact în perioada aceasta sau imediat următoarea. Depinde cum evoluează vremea, asta nu prea noi nu știm noi acest lucru foarte bine. Deci de aceea vii și pui o turtă energetică ca să stai liniștit că albinele sunt asigurate cu hrană pe perioada de frig. Bun, eu acum am venit la o colonie care are, să zic așa, o... Nu e exact cum trebuie ghemul format. S-a mutat după diafragmă. Stă pur și simplu, stă în, nu pe ramă, ci stă pe diafragmă, multă albină. Și atunci am decis să o ajut cumva. Și o să-i pun hrană. Această perturbantă, cum să spun eu, nu este normal, este o anomalie a coloniei de albine acest lucru. Am observat acest lucru și vin, ele sunt agitate și le pun o turtă aici. Sunt agitate fiindcă hrana e la limită, chiar spre uscat. Și atunci am venit și punem această turtă. Am venit și am ascultat și am auzit agitația din colonie și când am auzit această agitație am decis imediat să vin cu o turtă la ele. Cu toate că au mai primit, o să nu pot să vă arăt exact cum e format, dar nu este un ghem normal. S-a mutat într-o zonă în care mâncarea aproape că nu există. Și atunci vii cu o turtă energetică și rezolvi această situație. În schimb, o altă colonie care iernează în mod normal, asta pentru începători o să fie destul de greu de depistat, așa, o colonie de acest gen. O să ne mutăm la o colonie care totul
Cred eu că e în regulă. Iată, aici e liniște. E liniște. Capacii nu le-am dat eu zăpada jos. Dar le întorc invers și nu e nicio problemă. Aici avem o colonie unde am zis eu că totul e în regulă. Iată, deci mă uit și totul este în regulă. Albina e liniștită față de cea care era în aproape colaps, să zicem. Turta energetică a fost pusă acum 2 săptămâni. Ea este aproape consumată în totalitate. Miere este, dar ea a consumat din această turtă din necesitate, fiindcă a venit gerul și n-a putut să facă deplasarea. Când e frig, e posibil ca aceste colonii să stea pe loc. Și la cantitatea de hrană care o au acum, cantitatea de hrană care au acum le ajunge un timp, să zic așa, încă vreo săptămână, așa. Eu am zis că undeva prin data de 5 februarie vin și recalculez opțiunile fiecarei colonii. Mergem la o altă colonie unde, dacă priviți urdinișul, deci priviți urdinișul, zăpada este topită în mare parte. Acum avem vreo minus 2-3 grade pe acolo. Aici am două colonii care iernează și voi face aceeași observație. Colonia agitată sau liniștită. Prin ascultare se pot depista coloniile problematice. Bine, acum după ani de zile de ascultare le veți însuși acest lucru. Aici colonia n-a avut nevoie de hrană. Înseamnă că cantitatea de miere a fost suficientă. Albina stă jos. Înseamnă că totul este în regulă. Aici n-a fost nevoie de consum. Dar când am pus turtele, vedeți, această turtă o să rămână așa probabil încă o lună de zile, cel puțin. Și nu se va atinge de ea. Dar nu înseamnă că nu mi-am luat măsuri de precauție. Puteam să stau liniștit. Dacă ați văzut albina jos, înseamnă că acea colonie n-a avut nevoie de turtă. Dar în stupină 10%, 10-15% s-ar putea să le aveți așa. Sunt multe, multe aspecte de luat în seamă. O altă colonie, liniștită, aceasta a consumat, cu toate că aici e blindat cu miere, ea a venit și a consumat. Nu a consumat că am pus eu turta acolo, a consumat din cauza că a avut nevoie de acea turtă. Ghemul este destul de mare, este undeva așa, fiind și frig acum, albina e liniștită, are hrana la nas și totul va decurge în regulă, va trece cu bine de iarnă. Deci acestea sunt câteva opțiuni pe care trebuie menționate și tot așa te duci frumos și verifici colonia și vezi care e situația la fiecare.
fiindcă acum două săptămâni eu le-am mai pus, le-am pus acele turte, știu că totul e în regulă, în mare parte. Mergem la alta și iată așa aruncăm o privire. Nu înseamnă acum că deranjez colonia, ci pur și simplu îți faci o verificare pentru a decide ce vei face în următoarele două săptămâni. Una alta. Ia să vedem. Altă colonie. Totul este în regulă. Aceasta este o colonie micuță, dar are miere suficientă, nu s-a atins de turtă, totul e în regulă. Totul este în regulă. Acestea care nu se ating de turtă, o să vedeți că și peste o lună sunt foarte liniștite. Treaba merge bine. Bun. Altul. Acum, dacă vrei să știi dacă ai puiet mici, ce contează dacă ai puiet sau nu? Contează doar pentru că nu se deplasează ghemul pe hrană. Dar de aceea contează. Dacă nu se deplasează, atunci riști să-ți moară acolo. Acum depinde cât de interesat ești. Aici s-a atins un pic de hrană, ghemul e poziționat în față, dar la ora asta nu mai contează unde este ghemul. Avem un păianjen aici, iată, iernează și el lângă albină. Miere suficientă în spate, turtă, ok, totul e în regulă, lăsăm și pe domnul păianjen să ierneze, nu face nicio pagubă. Îmi plac păianjenii. Apropo, aveam un profesor în școală și păianjenul este prietenul umanității, exact ca și albina. Și când văd câte un păianjen așa lângă albine, mereu mi-aduc aminte de profesorul respectiv și că spunea: lăsați păianjenii că au treaba lor. Bun. Bine, în casă nimeni nu suportă păianjeni, acum nu stai cu pânzile de păianjeni în casă. Dar așa, în stup e chiar interesat. Interesant. Bun. Aruncăm încă o privire. Asta fac doar așa pentru filmare, dar eu știu că totul e o treabă bună. Așteptăm căldura. Așteptăm căldura să vină. Ei, acum e iarnă, ce să vină căldura? Nu te pregătești acum să ce? N-ai ce să... Bine, e iarnă. Iată, această colonie chiar avea nevoie de mâncare. Încă albina o să se hrănească aici. Este o colonie micuță. Am câțiva pitici din ăștia, dar îmi plac. Se rezolvă cu ei, se fac mari, nu-i bai. Chestia e că iernează și ei. Așa. Piticii sunt și mai predispuși la înfometare ca aia mari. Și aia mari au riscul lor. Că tot albina este, că e pe 8 rame, că e pe 4 rame, să știți că tot aceeași mentalitate au, să zicem așa. Mentalitate, că instinct. Instinctul de a-și proteja puietul. Ce mai avem? Mai avem aici. Aici încă doi, iernează încă doi aici.
Ia să vedem și cu ăștia. Și cu asta vă las. Cu asta am să vă las. Și ne vedem mai încolo. Da, nu prea e ce să faci acum, albine. Doar atât ai de făcut, să estimezi riscul ăsta de a rămâne fără mâncare pe corp. Iată, uite, ele au venit aici, stau acolo pe mâncare. Mâncare e destul aici la ele, stau acolo. Ce să le faci? Bun. Ăsta e cel dintr-o parte, în partea stângă aici. Partea stângă la mine, la voi e partea dreaptă. Iată ce frumos au mâncat astea. Asta are pui. Are pui. Bun. Bun. Deci, concluzia. În următoarele două săptămâni, venim peste două săptămâni și intervenim cu alte turte. 10% din colonii n-au nevoie de turtă, iar celelalte 10% au nevoie. Bun, până data viitoare, numai bine. Sper că ați înțeles despre ce se pun, de ce se pun turtele. Nu din cauza să avem pontă, nu din cauza că mor de foame, ci din cauza că ghemul de albine pe frig nu se deplasează. Cam asta este. Până data viitoare, numai bine!